Bine v-am găsit la știrile TV Rădăuți. Sunt Luana Popovici și vă prezint principalele știri ale zilei. Pe 24 iunie, Biserica Ortodoxă prăznuiește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea se mai numește și Sărbătoarea Sânzienelor și aduce o serie de tradiții și obiceiuri. De 3 ani, pe 24 iunie, se mai sărbătorește și Ziua Universală a ei în peste 100 de orașe ale lumii. Biserica Ortodoxă servează de obicei ziua morții sfinților, numai Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul făcând excepție de la această regulă. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc cu 6 luni înainte de cea a lui Iisus Hristos. Sărbătoarea apare atestată în documentar în secolele 4-5, când se fixează definitiv și data Crăciunului. În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Ziua universală a ei, un fenomen mondial declanșat în 2013 de comunitatea La Blues Rumanii, se sărbătorește anul acesta în peste 100 de orașe ale lumii, între care Washington, New York, Los Angeles, Toronto, Paris, Londra, Madrid, Amsterdam, Milano, principalele orașe ale țării, în Harghita și Covasna, dar și în Basarabia, la Chișinău. Ca urmare a unei inițiative lansate de comunitatea online, sărbătoarea s-a dezvoltat după modelul bulgărelui de zăpadă, astfel încât chiar de la prima ediție tradițională a ei românească a fost purtată în cadrul a peste 100 de evenimente pe 6 continente, popularitatea sărbătorii crescând de la un an la altul.